face o mare plăcere să invit pe domnul ministru al comunicațiilor, Dan Mincat, să ne spună câteva cuvinte. Am ținut să vă răspund invitații pe care Vodafone, grupul Vodafone mi-a adresat-o de-a fi prezent la această demonstrație că noua tehnologie poate să facă minuni, că tot ceea ce așteptau foarte mulți dintre români se poate întâmpla și există realitate. Aș vrea să-l felicit pe directorul general grupului Vodafone, Victoria Polau, că a venit astăzi în România. Am fost mândru ca și român să aflu că suntem a treia țară la mare bătălie cu Italia pentru locul 3, ca a treia țară în Europa care deschide aceste noi servicii de mare viteză și care deschide servicii care deschid extrem de multe oportunități pentru un număr incredibil de mare de români și de companii românești. Și vreau să spun că am fost la fel de mândru să constat că acest serviciu este arătat în România astăzi, ieri în Italia, dar fără prezența domnului Vittorio Colao, dar înaintea Angliei, înaintea Olandei, înaintea Spaniei, ceea ce înseamnă că piața românească este o piață care înseamnă pentru un mare grup, o piață în care merită să investești, pentru că există cerere, există utilizatori, există ceea ce se cheamă răspunsul la întrebarea de ce să investești într-o țară. Avem astăzi răspunsul, de săptămâna viitoare vor avea dreptul toți operatorii să facă acest lucru în mod oficial și să poată să distribuie sigur către toată lumea. Și ceea ce este important este că acea licitație pe care am avut-o pentru tot spectrul de frecvență am desfășurat-o nu numai niște condiții extraordinare, astfel încât cu zâmbetul pe buze, dacă pot să spun așa, operatorii să accepte să plătească o sumă mare de bani, dar care în același timp le permite și lor și nouă ca și utilizatori să avem acces la alta tehnologie. Și mă întrisesc cu un lucru personal, am venit pentru că nu mai puteam de răbdare să văd cum funcționează noile servicii 4G în realitate și pentru că suntem astăzi în București, în România, să ne vedem împreună cu toți. Felicitări încă o dată grupului Vodafone, felicitări lui INEAC și celorlalți care s-au luptat și au arătat că dacă vrei se poate repede și așteptăm să vedem și răspunsul celorlalți operatori.